Vă rog, respectuos, să vă cer scuze. Doamne, nu-mi cer scuze. Lui domnul Prișcă. Deci nu-mi cer scuze. Să-și ceară scuze domnului Prișcă. La noi și domnului Prișcă. Nu, domnul Prișcă să-și ceară scuze. Doamna, pentru tot electoratul PSD care ne-au votat, pentru aberațiile care le spuneți, domnul Prișcă. Sincer, eu nu mă simt jignit de domnul Ștefănescu. Eu mă simt jignită, asta este. Dacă domnul Părinte Ștefănescu... Eu mă simt jignit. Deci a spus domnul Prișcă pentru electorat. Dacă vă simțiți jignit, ridicați-vă și plecați, vă rog. Dacă vă simțiți jignit... Dacă v-ați afară din misiunea, plecați. Da, sigur că da. Deci, la revedere. Dacă vă ridicați și plecați. Mulțumesc foarte mult. Domnul Prișcă... Rămâneți cu doamna Grecu. Jurnalista Dana Chiera, fostă Dana Grecu, revine în televiziune și va avea emisiuni la Etno TV, post de muzică populară, care acum se transformă într-un canal generalist și va avea și o componentă informativă. Acționar majoritar al postului este râmnicianul Felix Rache, vicepreședinte al Consiliului Județean. De altfel, Felix Rache, tot jurnalist, a colaborat cu Dana Grecu pe vremea când cei doi au lucrat la Antena 3. În primul rând, Dana Chiera va avea un talk show social-politic de prime time. Emisiunea va fi difuzată între orele 20 și 22 de două ori pe săptămână. Celălalt program este un proiect de suflet, o emisiune de weekend care ne va învăța cum să trecem peste greutățile vieții, dar să rămânem zdraven la cap și sufletește, a declarat Dana Chiera pentru pagina de media.ro. Dana Chiera, fostă Dana Grecu, a realizat emisiuni la Antena 3 până în urmă cu 4 ani, când a intrat în concediu de maternitate. Nu s-a mai întors la Antena 3, iar în 2020 a revenit pe sticlă la Medica TV, unde a realizat emisiuni timp de aproape un an.